Acum o să le luăm pe rând. O să luăm predica expozitivă, bucată cu bucată, da? Să parcurgem un pic etapizarea ei, felul în care trebuie alcătuită, după care o să facem lecția catehetică, predica tematică, vedem cât vom apuca astăzi și luni după masa de asemenea. O să parcurgem din nou partea teoretică, iar apoi vreau să facem cel puțin una sau două exemple împreună. De pe text să muncim împreună ca și echipă. Ok. Și aici o să vreau să trecem în grabă. Altceva. Hai să mai repetăm încă ceva, pentru că asta mi-e la inimă. Poți să-mi zică cineva, asta e o altă definiție. Definiția predicării. Erau 5 lucruri data trecută. Nu fundamentele. A. Ce era? O proclamare? A ce? A ziarului? A cuvântului lui Dumnezeu? Sub al doilea element. Împuternicirea sau călăuzirea Duhului Sfânt. Bun. Zice. Care-i scopul? Motivarea oamenilor să iau o decizie pentru schimbarea vieții înspre asemănarea de Hristos, pentru gloria lui Dumnezeu. Deci avem proclamare, împuternicirea Duhului, motivarea oamenilor să iau o decizie, nu să fie mai moral, să fie mai bun, ci să se asemene mai mult cu Hristos și toate astea pentru gloria lui Dumnezeu. Ok. În zona asta a predicii expozitive, vorbim din nou de un discurs, da? De o pledoarie, de o expunere. Din nou, bineînțeles, sub împuternicirea Duhului Sfânt, în care se expune învățătura, atenție, nu un text biblic, nu avem predică tematică, ci învățătura unui text biblic prin organizarea acestei, exact cum vă spuneam, în jurul ideii omiletice. Da? Deci noi dezvoltăm ideea omiletică, tema textului, propoziția centrală a textului, nu textul în sine. Și acum, îs câteva, dacă pot să zic așa, particularități sau caracteristici care ne delimitează de încercările unora de a predica sau consideră că înseamnă predicare. Ce nu e predica expozitivă? Predica expozitivă, în primul rând, nu e comentariu verset cu verset. Adică am văzut studenți în cadrul institutului, eu mai ales acum că s-o tradus Zondervan, dar și cei care sunt cunoscători de limbă engleză, iau comentariul Zondervan și efectiv îmi furnizează verset cu verset explicații din comentariul Zondervan la textul care le-au din predicat. Asta nu-i predică. Da? Mai mult decât atât, nu e un discurs pur de exegetic. Nu suntem la o cerc academic științific în care eu studiez textul, la un studiu biblic în care fiecare își dă cu părerea. Predica expozitivă e mai mult decât atât și o să vedem despre ce e vorba. Mai mult decât atât. Nu e un discurs care are pretext, are drept pretext un concept din textul biblic. Sunt oameni, de exemplu, care citesc, să zicem, hai să zicem, Roman capitolul 5. Și acolo apare o sintagmă pe care nu o găsești nicăieri în Scriptură. Stare de har. Și când citești textul ăsta, zici, bă, stare de har. Wow, niciodată nu am gândit ce înseamnă stare de har. Hai să trag o predică despre starea de har. Și sună interesant, nimeni nu mai auzit. Fraților, nu e vorba despre harul primit. E o stare de har. Sau mai jos zice, harul să stăpânească peste inimile voastre. Hai să vorbim despre controlul harului în viața credinciosului. Fantastic, îi las pe ăștia cu gura mască. Ei, dar textul ăsta nu vorbește despre asta. Starea de har sau harul care stăpânește e un concept nou, interesant, care poate mi-atrage privirea. Nu, asta e tema textului. Ei, când predic expozitiv din textul acela, s-ar putea starea de har, harul care stăpânește, să fie una din diviziunea, din punctele predicii mele, o subtemă, dar nu e tema principală. Eu trebuie să iau tot pasajul ăla și să văd despre ce e vorba în pasajul acela. Dar aici e riscul unora. Să fac un fel de struț o cămilă. Adică nu-i nici predică expozitivă, dar nu-i nici predică tematică. Bun, frate, dacă ăsta l-a aici ca text de bază, ia starea de har sau harul care stăpânește, tema care tu vrei să o discuți, da? Controlul harului lui Dumnezeu, viața credinciosului,
ia textul ăsta de bază și du-te prin toată Biblia și caută-mi texte care vorbesc despre această stare de har, dacă mai găsești. Dar dacă nu, las-o acolo. Predica tematică e predică tematică, predica expozitivă, predica pe text e predică pe text. Mai apoi, unii consideră predica expozitivă un discurs bazat doar pe structura textului, dar fără învățătura centrală a textului. Aici, din nou, îi, cum să vă spun eu, meteahna, boala, cel puțin predicatorilor începători. Și anume, ai văzut textul, tu vezi cam ideile principale din el, vezi cam cum e împărțit, cam textul vorbește despre două, trei lucruri. Dar n-ai capacitatea ca cele trei principii să le însumezi într-o temă principală. Da? Sunt unii care văd foarte bine structura textului. În primul rând, în al doilea rând, în al treilea rând. Dar nu știu, nu le vine efectiv expresia care să sumarizeze, să înglobeze toate acestea. Ei, chiar dacă am prins structura textului, predica expozitivă nu înseamnă doar să tratezi structura textului, ci înseamnă să găsești elementul dominant care înglobează toate aceste diviziuni, le numim noi puncte în terminologia clasică. Avantajele predicării expozitive. În primul rând, îl formează pe predicator, îi formează de primele exegetice. Când zic exegetic, pentru că unii dintre voastre v-ați, nu știați ce înseamnă, înseamnă studiu biblic, da? Studiu biblic aprofundat. Studierea Scripturii după un anumit normativ. Ei, în momentul în care tu predici expozitiv, iei la rând o scriptură, o carte, te ajută asta să intri în pielea autorului, să înțelegi intenția, să te pui în pielea destinatarilor inițial. Mă, cum a sunat cartea asta, cuvântul ăsta lui Pavel, din pușcărie pentru biserica din Filipii care era persecutată? Da? Ce-a semnat când a zis răbdați suferința? Oare e suferință de cancer? Toți erau din biserică canceroși? Sau e vorba de o suferință a persecuției? Te uiți la structura autorială, îl simți pe autor. În momentul în care iau un text, bai să vorbesc despre, nu știu, călăuzirea Duhului și mă duc prin toată Biblia despre călăuzirea Duhului, eu nu fac casă bună, nici cu Iacov, nici cu Petru, nici cu Ioan, că nu stau suficient în casa lor ca să mă familiarizez cu ei. Mai mult decât atât, formează deprinderea de a urmări argumentația scriitorului biblic. De ce zice Pavel ce zice? Începe cu o chestiune și termină cu alta. Există o continuitate. Nu îmi dă o sumă de sfaturi. Fiți mai buni, fiți mai punctual, fiți mai cuminți, fiți mai... Nu. Ci îmi spune, fiți darnici pentru că nu știu ce și nu știu ce, dar îți dă niște argumente, fiți darnici că dacă veți fi, veți primi asta, se va întâmpla asta, asta și asta. Există acolo argumentație. E momentul în care studiez Biblia. În felul acesta, al bucăților de text, asta mă ajută foarte mult ca să rămân fidel textului și să înțeleg linia de argumentație. Lucrul ăsta se vede cel mai bine în transcrierea structurală sau în diagramarea textului. O să vedeți despre ce e vorba. O să facem probabil un mic exercițiu în sensul acesta. Mai mult decât atât, întărește autoritatea predicatorului. Predic despre subiecte mai puțin accesibile. Nu eu spun. Eu pur și simplu transmit cuvântul lui Dumnezeu. În spatele meu îi autoritatea cuvântului Dumnezeu. Așa zice textul. Ei, dacă predic tematic, omul o să zică, bă, sigur, ăsta o ales de la sine putere, o ales textele astea, că mai erau 100 de texte. De ce ălea le-au lepădat și doar ăstea? Aha, poate au vrut să atingă ceva. Poate au vrut să dea în mine. Al doilea lucru e că reduce pericolul tendențiozității. Ce înseamnă tendențios? În momentul în care, în mod răutăcios, știu că tu ai o problemă. Nu știu ce ai făcut. L-ai țepuit pe fratele tău. Ai vândut o mașină stricată. Bun. Și atunci eu ce fac? Eu, știind ce ai făcut, vin și îți spun o predică despre viclenie, despre fățărnicie. Ca tu să te simți. Bă, sigur, ăsta lovește în mine. N-am zis momente de acelea în care e adevărat că uneori Duhul Domnului te-a sensibilizat și a spus, da, Dumnezeu mi-a vorbit. Dar sunt momente în care, sigur, predicatorul știe mai mult decât spune. Ei, în momentul în care, vă dau un exemplu, e un caz de adulter în biserică. Exact duminica e o predică despre adulter.
E clar că femeia s-o se va simți vizată, zice, bă, păstorul are ceva cu mine, sau predicat doar are ceva cu mine. Dar dacă eu predic la rând și ajung în 1 Corinteni capitolul 5, ce să-i fac, sau 6, ce să-i fac dacă predic despre adulter? Ăsta e la rând. Ca așa s-o nimerit. N-am nimic cu nimeni. Uite, pentru că asta au venit la rând, predic și despre adulter. Mai mult decât atât, ne punem toate. Îl expune pe predicator subiectelor care e mai puțin familiarizat. O să vedeți că vă va plăcea să alegeți texte care vi-s comode să le predicați. Dar în momentul în care citești, predici serial, sistematic, dintr-o anumită carte, s-ar putea să te expui unor subiecte cu care nu ți-s așa la îndemână, n-ai studiat despre. Ei, nu mă pot face de minune. Eu trebuie să mă apuc de studiu și pentru textul ăla, capitolul la care l-aș neglija dacă aș putea, învierea morților, timpul între moarte și înviere. Avem niște texte pe acolo mai obscure din Tesaloniceni, din 1 Corinteni 15, pe care vorbesc despre subiecte care nu mi s-a atât de familiare. N-aș predica din ele, dar dacă vi le arând, eu trebuie să o fac. Și mai mult decât atât, reduce pericolul erorii teologice. În momentul în care am luat primul capitol, al doilea capitol, al treilea capitol, predicând expozitiv din el, eu deja am contextul, că am predicat din primul capitol și știu despre ce e vorba, am deja pregătit al treilea capitol și știu despre ce e vorba, mi-e foarte ușor să predic din doi și nu o să bat câmpii, nu o să mă expun poate unor interpretări greșite, pentru că eu am deja cadrul general. În concluzie, stăpânind predicarea expozitivă, de aia vă spuneam, cred din toată inima că predicarea expozitivă, și când zic expozitivă mă refer la expunerea unui text, și când zic expozitivă mă refer la succesiunea de texte din aceeași carte sau sub egida aceleași teme mari. Asta te va face să te pregătești pentru celelalte predici, pentru celelalte tipuri de predici. Un om care predică tematic excelent s-ar putea să eșueze în predicarea expozitivă. Dar un om care predică expozitiv foarte bine, am văzut că se descurcă foarte bine și în celelalte tipuri de predici. Personal, am doi predicatori care eu consider că în zona predicării tematice sunt excepționali. Sunt excepționali. Cred că aș vorbi de fratele Nelubrie și aș vorbi de fratele Iosif Anca. Cred că sunt doi predicatori care în predicarea tematică excelează. Dar încă eu n-am auzit în viața mea la fratele Iosif Anca o predică expozitivă. N-am văzut-o. Și nici nu o să iasă. Pentru că el excelează în zona predicării tematice. Întotdeauna are o temă și merge prin scriptură, prin lățișurile scripturii, găsindu-și argumente pentru tema lui. Eu nu l-am văzut pe fratele Iosif Anca și are cel puțin publicate peste 3500 de predici. Din 3500 de predici, eu nu i-am văzut o predică expozitivă. Încă o caut. Fratele Nelubrie, am văzut predici expozitive ale dânsului, dar nu excelează ca predicarea tematică. Știți de ce? Pentru că ei nu și-au consolidat zona asta. Excelează predicarea tematică. Ei, vreau să vă pot să vă dau un nume de predicatori care excelează în zona predicării expozitive și excelează și în zona predicării tematice. E adevărat că poate nu ating vârful celor doi, dar se descurcă. Da? Am spus lucrul ăsta nu în sens peorativ, răutăcios, am spus doar ca exemplu pedagogic. Îi apreciez pe ambii frați în sensul acesta. Ok. Sunt două riscuri de care trebuie să ținem cont atunci când predicăm expozitiv. Primul este irelevanța. Să rămâi doar în lumea biblică, să-mi dai detalii de context, picante, câți kilometri din Ierusalim în Betania, ce curbă de nivel e Betania, ce altitudine are, câte case or fi acolo, cam ce populație avea Betania, că e mică, că e mare, cam cum arăta camera în care dormea Hristos. Tot felul de chestii interesante, dar cu ce mă ajută pe mine? Fără să extrag principiile de acolo, s-ar putea să îmi fascinez mintea, dar să nu rămân cu aplicații practice. Ce fac eu? Tu îmi predici, bun, mă duc acasă. Ce duc eu acasă? Cu ce îmi schimbă viața? Predica asta. Sau, la fel, detaliere excesivă, în special în zonă. Termenul ăsta ar putea însemna și asta, și asta, și asta. Noi considerăm că e varianta a doua pentru că în contextul cultural grecesc așa se întâmplă. Nu mă ajută cu nimic. Și de regulă oamenii aplecați înspre studiu biblic cad în extremele acestea două.
Sărim peste astea. Mergem acum efectiv la laboratorul predicii. Alcătuirea predicii expozitive. Avem 10 pași. Toate manualele, nu știu dacă aveți vreo carte de predicare, toate, absolut toate manualele de predicare expozitivă cumva structurează cei 10 pași, fie în 8, fie în 7, cum îl cheamă? De exemplu, structura asta e doar cosmetizată, inspirată de la fratele Ramesh Richard, e unul din foștii profesori de omiletică la Dallas Theological School, dacă pot să zic așa, școala de vârf a Americii, cel puțin în zona teologiei practice. Ăsta e un indian, el și cu Abraham Kuruvilla, doi predicatori de primă mână, dar prea tehnici poate, nu au inima aia de păstor, nu combină catedra cu pastorația, predică doar în cadrul colegilor și în cadrul capelelor bisericii universitare și atunci, dacă le predici la oameni cu cap mare, predici pe măsură, inimă mică, cap mare. Abraham Kuruvilla și Ramesh Richard, structura asta e luată după el, fratele și preatelinte, eu am preluat aceeași structură. Avem 5 pași pe laboratorul exegetic al predicii. Nu știu, probabil veți face exegeză, nu știu cu cine veți face și cum. Dar vreau să mă asigur că parcurgem lucrurile astea. Pentru o predică trebuie să parcurgem 12 pași. Avem primii 5. Se numește studiul biblic sau laboratorul predicii și terminăm cu ideea exegetică a textului. Descrierea contextului, analizarea cuvintelor cheie, traducerea textului, diagramarea textului, ideea exegetică a textului. După ce am ajuns la ideea exegetică, la ideea centrală din lumea textului, avem următorii pași. Noi trebuie să ne stabilim un scop precis al predicii. Știți că vă ziceam cei cinci elemente fundamentale ale predicării. Descoperirea divină, fidelitatea exegetică, claritatea expunerii, stabilirea unui scop și... Ziceți, al cincelea, ne știți? Divinitatea lui Dumnezeu. Cum? Divinitatea lui Dumnezeu. Nu, deci descoperirea divină, fidelitatea exegetică, stabilirea unui scop, claritate și... Nu v-ați mai uitat peste. Aplicare concretă. Bun. Am stabilit scopul predicii, după care voi forma ideea omiletică a predicii, structura predicii, da, aici sunt diviziunile, alcătuiesc introducerea și încheierea predicii, după care rostesc predica. Le vom lua pe rând. Descrierea contextului. Prima etapă. În momentul în care am un text, o fie care ar fi, primul lucru la care mă gândesc e la context. Și contextul e de diferite tipuri. Avem, în primul rând, contextul literar. Și anume, vreau să văd pasajul care l-am în față, ce tip de literatură, în ce tip de literatură se încadrează. De exemplu, poate fi poezie. Dacă vorbim de poezie ebraică, de exemplu, Cartea Psalmilor, e poezie. Ei, poezia asta are niște strofe. Are un refren. S-ar putea refrenul poeziei ebraice să îmi dea ideea centrală a pasajului. În majoritatea contextelor, Cartea Proverbe, Cartea Psalmilor, dacă am un refren care se repetă mereu, s-ar putea ăla să fie tema pasajului meu. Ei, Cornilescu nu ne ajută, pentru că nu ne-i împărțit în... Nu trebuie să știi neapărat ebraică, dar dacă e o traducere paralelă, da? Sau un interliniar. Interliniarul este scriptura care e pusă pe, de exemplu, avem ebraică, engleză, română. Mai puțin există, dar acum voi știți engleză. Ebraică, engleză. Eu pot să văd că de la versetul 1 la versetul 3 sau 5 prima strofă, de la versetul 5 la 11 a doua strofă și în cadrul acestor strofe întotdeauna ultima propoziție se repetă mereu. Da? O fi ceva acolo. Da? Înseamnă că acolo e zona centrală, pentru că e elementul care mereu îl repetă autorul sacru.
Bun. Dacă eu știu că e poezie, o voi trata într-un anumit fel. Dacă știu că, de exemplu, e o pildă, o voi trata altfel. Dacă e o profeție, o voi trata din nou altfel. Voi vedea, profeția asta are aplicabilitate și pentru ziua de astăzi? Sau se adresează, nu știu, de mănâncă vierni, nu știu ce se mai întâmplă, blesteme pe acolo. Bun. Eu ce predic din textul ăla? I-a menins pe frați că îi mănâncă viermii dacă se răzvrătesc împotriva lui Iahve? Pot să aplic ceva în zona mea? Am o întâmplare, da? O povestire, o narațiune. Dacă Hristos a stat jos în sinagogă când a predicat, pot să-mi iau un punct din predică fraților întotdeauna când predica, stați în fund. Eu nu sunt de acord cu frații care predică de la von. Voi vă puneți un scaun ca să vă semănați cu Hristos. Bun. Pentru că așa a făcut Hristos și noi, trebuie să călcăm pe urmele Lui. Bun. Asta e o istorie biblică. Cât din ea mi se aplică și mie? Care e contextul de acolo, da? Sau dacă există un principiu în sensul ăsta, mă ajută că predică în picioare sau jos? E un obicei evreiesc? Contează și în dreptul meu? Da? Foarte mulți oameni din istorie, din narațiuni, știți ce fac? Mută și își fac principii de viață. Și dacă aud că în textul ăla, nu știu, rochia era până în pământ, toate sororile se aibă rochie până în pământ. Și dacă aud că ăștia mâncau stând pe râne, pe cot sau pe genunchi, toată lumea trebuie să fie așa. Da? Și lista poate continua. Vă dau un exemplu. Aveam un debate într-un context cu paharul și păhărelele. Mai ales acum cu pandemia. Și eu am zis, fraților, eu sunt de acord. Eram într-o biserică și am zis, fraților, eu sunt de acord să luăm un pahar. Dar să respectăm tot ce scrie în narațiunea aceea. Voi ziceți că e doctrinar să bem dintr-un pahar pentru că așa a făcut Hristos. Ok, dar vreau să vă zic un lucru. Hristos a luat cina Domnului seara. Deci au pus soarele. Eu nu sunt mai de acord să luăm cina Domnului dacă n-a pus soarele. Pentru că așa a făcut Hristos. Hristos a luat cina Domnului în odaia de sus. Eu nu sunt mai de acord să luăm cina Domnului la parter. Obligatoriu sala în care luăm cina Domnului trebuie să aibă parter sub. Noi să fim la etaj. Că așa a făcut Hristos. Eu nu sunt de acord să luăm cina Domnului duminica. Eu știu exact când a luat Domnul cina Domnului. Miercuri, joi, nu o discutăm acum despre, dar sigur nu duminica. Deci dacă vreți să respectăm toate aceste lucruri, eu sunt foarte de acord. Eu nu sunt de acord ca în încăperea în care avem cina Domnului să avem scaune și masă, pentru că 100% convins că Hristos nu a avut scaune și masă. Dacă vreți să respectăm toate elementele națiunii, eu sunt de acord. Eu ce prim și beau din pahar. Bă, frate, pentru că... Stai un pic. Ce îmi determină mie importanța paharului și nu importanța o dăim de sus? Pentru că toate sunt elementele unei povestiri. Ei, aici e problema când noi, în momentul în care abordăm un text, noi nu ținem cont de contextul literar. Ba mai mult decât atât, de încadrarea bucății mele care o predic în întreaga carte. Aici nu trebuie să fim noi foarte avansați. La chestiuni de context, vă recomand un comentariu cultural. Un comentariu un pic mai diluat despre zona aceasta exegetică, dar în special cu referință de cultură, istoric, geografic, literar și așa mai departe. Apoi, avem contextul cultural. Mediul din care provine scriitorul biblic, personajele și destinatarii. Cum vă spuneam, s-ar putea să fie o chestiune culturală să predici din fund, să predici fiind stând înșezut. Dacă noi nu înțelegem cultura care e acolo, e o problemă. Discutam într-un context, știți că Cromes, Iacov, mă scuzați, Avram în Egipt, își ia, o ia pe Sarai, pe soția lui, de nevastă, faraon. Și puneam într-un context unui profesor de Vechiul Testament o întrebare, dacă din punctul lui de vedere s-a ajuns la relații sexuale. Pentru că o luat-o căsătorie ca nevastă. Și am zis eu, cum vedeți contextul acolo? Credeți că faraonul întreține o relație sexuală cu Sarai? Și
profesorul de Vechiul din Ramul Studenții de aceea, profesorul de Vechiul Testament îmi spune exclus. Și am zis, de ce? Pentru că la rațiunea de acolo îmi dă posibilitatea să înțeleg că imediat după ce a luat-o de căsătorie, a luat de căsătorie înseamnă a face nuntă. Ei, nunta în contextul Egiptului era minim 11 zile, mai ales în zona unui faraon. Cele 11 zile faraon nu se atingea de cea care urma să fie soție. Felul în care eu văd lucrurile de acolo, că Dumnezeu intervine în dreptul lui faraon, e imediat în contextul banchetului de nuntă. Mie e imposibil să cred că faraon s-a atins de nevasta lui Avram. Dumnezeu, în cadrul banchetului acesta nupțial, festiv, intervine. Deci nu cred. Vedeți? El, tot ce a spus, nu o știu dacă presupusul, ci o știut niște elemente de cultură egipteană antică care l-au ajutat să interpreteze într-un fel textul acela. Da? Dacă știu elemente de cultură, vă dau pilda celor 10 fecioare, înțeleg care e contextul rezervei și a torței, da? A pălimarului, a candelei, cum o numim noi, sau cum o numește Colinescu. Niciodată nu o să pot să-i confer candelei sau uleiului din vas simbolul Duhului Sfânt, să zicem, cine n-are Duhul Sfânt nu ajunge la răpire sau nu ajunge la nunta mielului, pentru că contextul de acolo e total altul, n-are nicio treabă. Dacă noi știm care era elementul, rolul fecioarelor care trebuia să lumineze drumul mirelui înspre banchet și era o rușine ca tu, ca fecioară care trebuie să luminezi drumul acesta, să nu mai ai, nu-i vorba că te pierdi tu pe drum și nu mai știi unde să ajungi. Nu-i vorba despre asta, e vorba că nu te poți prezenta în fața mirelui cu o candelă stinsă. Rolul tău e să luminezi calea mirelui. Ei, dacă tu nu faci lucrul ăsta, era o rușine culturală în contextul ăsta, nu te calificai să fii domnișoară de onoare, să fii fecioară la masa mirelui. Dacă noi știm contextul cultural de acolo, n-ai cum să aberezi și să zici că, da, eu știu că unul din simbolele Duhului Sfânt e uleiul. Dar ăsta e în contextul ungerii. N-are nimic de a face cu fetele fecioare din pilda aceasta. Vedeți? Sunt elemente de cultură care pe noi ne ajută. De-aia pot predica despre simbolurile Duhului Sfânt, să zic, da, fraților, ungerea Duhului, ideea uleiului, a linii de autoritate pe care Dumnezeu te pune, dar predică de acolo, nu de dincoace. Vedeți? Astea sunt elemente de cultură care pe noi ne ajută. Apoi, context istoric. Pavel scrie persecuție. Nero nu știu ce făcea. În momentul în care Ieremia scrie, vă dau un exemplu, în special predicăm din cărțile profetice. E obligatoriu să știu că Amos scrie în perioada împăratului ăla și ăla, că Ieremia scrie în perioada atunci. Să mă duc în Cronici sau în împărat să vedem în ce context? Da? Cine era împărat acolo? Era bun, era rău? Ce-a făcut? Care sunt reformele? Care sunt urciunile și păcatele care le-au făcut? Că dacă nu găsesc contextul istoric, s-ar putea să pierd mult din semnificație. Apoi, contextul geografic. Da? Din nou, e foarte important să văd cine mi-s vecinii. Când zice o profeție despre cei din nord, la ce se referă? Cine era în nordul Israelului? Când pleacă samariteanul sau mergi, coboară de la Ierusalim la Ierihon, pe unde o trecut? Mă ajută cu ceva? Nu mă ajută cu ceva? Din nou, sunt detalii de context geografic foarte importante. Și apoi, contextul teologic. Frații mei, e foarte important să vedem care e concepția autorului despre personaj. Nu ponegriți personajele pe care autorul nu le taxează. Și nu apreciați personajele pe care autorul nu le apreciază. Vă dau un exemplu. Întotdeauna asta e frumosul Bibliei. Biblia nu prezintă niciodată doar cartea frumoasă, partea frumoasă a lucrurilor. Și pe mincinos îi zice mincinos. Lui David îi arată și zona obscură în care ucide un om sau lucră la uciderea un om, curvește. Nu zugrăvește oamenii doar în culori frumoase. Dar dacă autorul nu-l taxează pe personaj, nu o faceți voi. De exemplu, nicăieri Biblia nu spune că Avram a fost un mincinos. Nicăieri Dumnezeu nu-l pedepsește pentru ce-a făcut. Eu m-aș feri să spun, da, au avut frică, Biblia spune,
dar o, nu a avut credință, nu a rămas în locul în care Dumnezeu îi zice și merge o dată în Egipt, merge o dată în Gerar. Da? Textul de acolo ne spune că a fost momentul de slăbiciune al lui Avram în care nu a avut încredere în promisiunea lui Dumnezeu, în purtarea de grijă al lui Dumnezeu pentru o zonă. Și când a venit criza, mergem în altă parte. Dar nicăieri Dumnezeu nu l-a pedepsit pentru minciuna lui, pentru șmecheria lui. Nicăieri concepția autorului nu îl taxează în zona asta. De aceea m-aș feri să îl încadrez în zona minciunii. M-aș feri. Nu spun că dacă noi am face la fel în același context, n-am fi mincinoși. Jumătatea de adevăr e minciună. Dar eu m-aș feri să fac lucrul ăsta. Am văzut oameni care au predicat pe aceeași linie și m-am gândit eu în sinea mea, dacă e așa, ce spunem despre Dumnezeu care îl învață pe Samuel să mintă? Samuel, du-te ungel pe David, dar dacă aude Saul ăsta mă moară. Bine, hai că învăț eu cum să faci. Du-te și spune că adu jertfă Domnului. Și asta e o parte de adevăr. Dar scopul pentru care tu mergi e să-l ungi pe David împărat. Cum ne învață Dumnezeu să mințim? Să ocolim, să fentăm adevărul? Bun, în ce context pot să fac lucrul ăsta? Da? Discuția e mai amplă. Dar ce vreau să spun ei? Întotdeauna contextul teologic, încărcarea teologică contează foarte, foarte mult. Și o să vedem. Apoi, a doua etapă e analizarea cuvintelor cheie. Nu o să intrăm în ele, pentru că vreau să ajungem să facem predic așa, la carte, ca la carte. Când vorbim de cuvinte cheie, nu sunt cuvintele care îmi plac mie. Sunt câteva criterii de selecția lor. În primul rând, e repetarea lor în text. Criteriul după care îmi dau seama că cuvântul ăla important e cât de mult autorul sacru la pare text. Și starea asta de har, neprihănire prin credință, și neprihănire prin credință, îndreptățire, coloși, suferință, suferință și suferință, suferință, perspectivă, zice, să vedeți ca o mare bucurie când treceți prin felul lui să încercă. Și suferința face asta, și suferința face asta, și suferința face asta. Opa! Suferința e mai mult decât oricare al cuvânt, pentru că mi-a pare de 3-4-5 ori. I-am luat pe bucățică de hârtie și l-am scris. Suferință. S-ar putea să fie tema textului, s-ar putea să nu. O las acolo, în subpropriu. Mă duc mai departe. Explicarea lor de către scriitorul biblic. Frații mei, dacă, de exemplu, eu am la, mă, în special la Pavel, vezi lucrul ăsta, apare poate o singură dată cuvântul suferință. Dar după aia 5 versete îmi explică că suferința duce la asta și va fi răsplătită și în cadrul ăsta și totul se leagă de suferință. Și după aia mi-am zice ceva de mântuire, ceva de credincioșie, ceva de nu știu ce. Acolo întreagă câte o jumătate de verset. E clar că aplicarea autorului spre conceptul ăsta contează. Aici e ceva. Deci nu doar cuvintele care se repetă, ci cuvintele la care se alocă foarte mult timp, spațiu. Din 11 versete, dacă din 5 îmi vorbește despre suferință, bă, frate, e clar, și jumate din textul vorbește despre suferință, textul ăsta vorbește despre suferință. Și importanța lor în desfășurarea acțiunii sau argumentației. Veți vedea, de exemplu, și la Pavel și la Petru, în mod special, el zice așa, dar... Da, noi eram morți în greșelile și păcatele noastre, dar când a apărut harul, prin har suntem mântuiți și uite ce a făcut harul lui Dumnezeu. Eram fără de cetățenie, acum avem drept de cetățenie. Eram vrăjmași, acum suntem prieteni. Dumnezeu ne-a unit. E clar că ce face Pavel? Ne spunem cum am fost înainte și schimbăm acazul printr-un dar și după aia începe să ne spună care-i rolul harului lui Dumnezeu sau ce face harul lui Dumnezeu în viața credinciosului. Și atunci mi-e simplu. Iau Efeseni 2. Aha. El ne zice cum am fost. Voi ați fost mers în greșelile și păcatele voastre și ne spune ce am fost și ce suntem acum. Ce determină schimbarea asta? Morți vii. Vrăjmași prieteni. Cu acces, fără acces. Ce determină lucrul ăsta? Așa că ne-am schimbat noi, așa că ne-am mutat dintr-o biserică în altă, ce determină schimbarea asta dacă nu harul mântuitor al lui Dumnezeu? Înseamnă că în argumentația lui Pavel, în desfășurarea argumentației, harul contează enorm de mult. E elementul central. Ăla trebuie să existe în ideea omiletică și în titlul predicii mele. Da? Traducerea textului sărim peste, pentru că nu va fi cazul nostru. Aici vă recomand, dacă chiar
vreți, încercați să măcar să luați versiuni paralele ale Scripturii. Da? Sau să căutați în engleză. Luați un NIV, luați un King James, o traducere mai veche. Luați un pic să vedeți cam cum vă sună și în engleză, că s-ar putea să vă ajute. Aveam o discuție cu cu frate care a predicat la noi, frate cu Rocu, prieten bun în zona Devei, a venit la noi și a predicat și el a înscris la ceva seminar de acolo din Arad și mi-a zis, zice, Flaviu, știu că tu evaluezi predicile studenților și le dai notă, cu emoții mă ridic la avon, dar te rog, evaluează și predica mea. Eu fost și greu să-i zic. Dar a ajuns el undeva la Tatăl nostru și ne spune el că nu știu care a greșit, Vameșul Matei sau doctorul Luca. Că Vameșul Matei zice Tatăl nostru și iartă nouă greșelile noastre după cum iertăm și noi greșiților noștri. Și Luca zice iartă-ne păcatele după cum și noi iertăm celor care ne sunt datori. Știi? Bă, când am auzit că a zis, nu știu care a greșit, Matei sau Luca, deja transpiram pe spate. Mi-am permis, pentru că mi-era prieten, după aia la avon, într-un cadru familiar, să zic, uite, fratele, așa, mi-a zis că se le evaluez, îi fac o evaluare publică, pentru că nu risc să mergeți acasă gândind ceva și în privat îi spun eu și altceva ce am de spus. Și am spus, eu nu cred că a greșit nici Matei, nici Luca. Eu cred în inspirația Duhului Sfânt 100%. Dacă unul a greșit de aici, ce-mi garantează mie că jumătate din Biblie nu-i coruptă și greșită. Eu cred că dacă totuși au greșit, nu au greșit Cornelescu. I-am zis, frații se uită la mine, prefer să cred că au greșit Cornelescu în traducere, da? Decât să spun că Matei sau Luca au greșit. Pentru că asta înseamnă erezie, frații mei. Înseamnă că Duhul Sfânt nu a orchestrat. Ei vreau să spun că Cornelescu a greșit și în Matei și și în Luca. Termenul de acolo nu îi hamartia, adică nu înseamnă greșeală, nu înseamnă păcat, ratarea țintei. Ci termenul de acolo înseamnă datorie. Da? Și în Matei, și în Luca înseamnă datorie. Cei care aveți sedițele astea mai noi, veți vedea acolo jos, scrie grecește, zice, lasă-ne datoriile noastre după cum le lăsăm și noi ale datornicilor noștri. Și Luca a prins lucrul ăsta în secțiunea în care faptele ziceți. Tatăl nostru în Luca și zice așa, și iartă-ne păcatele după cum iertăm și noi datornicilor noștri, nu păcătoșilor noștri. Normal era iartă-ne datoriile după cum iertăm și noi datoriile noastre. Păi frate, atunci de ce nu schimbăm, îmi zicea el? Să rămânem cu adevărul. Am zis, frate, este o zonă de atașament față de Cornilescu. Noi ne-am născut cu Cornilescu. Am fost la școala duminicală cu Cornilescu. Nu cred că e vremea în care să dăm o parte, să spunem, noi știm. Dar în momentul în care ai o traducere paralelă, te ajută. Plecând, el mă sună, bă, dacă mai tot zgândărit cu asta, te-aș mai întreba că ce. Uită-te, Biblia zice acolo și nu ne duce pe noi în ispită. Și foarte mulți se roagă și nu ne lăsa pe noi în ispită, că sună mai frumos. Iacov zice că Dumnezeu nu ne ispitește pe nimeni. Vreau să te întreb. Ispită. Așa îi... Scrie așa albă, negru, zic în grecește. Și nu ne duce pe noi în ispită, îi. Și zic eu, da. Și nu se poate. Cum? Că Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. Și asta, ascultă-mă ce spun. Ascultă-mă ce spun. În contextul în care a scris Cornilescu și nu ne duce pe noi în ispită, 1921, perioada aceea, ispită nu avea conotație pur negativă. Ci avea conotație și negativă și pozitivă. În 1921, că zicea ispită, puteai zice încercare, exact la fel de bine. Dacă vă uitați în traducerea de la Blaj, de exemplu, una din primele traduceri, veți avea așa. Ispitiți-vă pe voi înșivă. În 1 Corinteni, că zice cercetați-vă pe voi înșivă, sau puneți-vă la încercare pe voi înșivă, testați-vă pe voi înșivă, zice ispitiți-vă pe voi înșivă. Cum te ispitești pe tine însuți? Pentru că în mentalitatea de atunci, ispită nu însemna doar rău. Dacă cuvântul îl puneai într-o zonă negativă, însemna negativ. Dacă îl puneai într-o zonă pozitivă, însemna pozitivă. Sau când zice, încercați pe. Textul de acolo zice, ispitiți pe. Da? Pe slujitorii care, învățătorul lui Sierra și în alte contexte, iarăși în Biblia Bogată apare, ispitiți pe. Cum se ispitește? Da? Noi. În mentalitatea de acum, ispită înseamnă ceva greșit.
atunci însemna, era o zonă neutră. Era pur și simplu încercare. Da? La un moment dat, și în învățătura sa, când zice așa, și în ziarele, deci în cotidianele, în ziarele vremii de atunci, scria ceva de genul așa. Îs vremnici de o îndoită cinste toți oștenii români care au fost ispitiți în războaie. Îs vremnici de o îndoită cinste toți oștenii români care au fost încercați în războaie. Adică care au trecut prin războaie, domnule, și au fost vremnici de ăștia merită să fie apreciați. Vedeți? Cât de important e, pe lângă Scriptură, să mai încă una, două texte, efectiv să te uiți, bă, ce-o fi însemnat lucrul acela? Da? Nu înseamnă să ajungi să știi tu greacă, să traduci paralel, nu-i cazul. Dar măcar engleză și română ajută foarte mult în zona studierii Scripturii. Mergem mai departe. Diagramarea textului. Și aici vreau să facem un exercițiu. Frații mei, cred că ăsta e elementul central în zona de studiere a Scripturii. Indiferent că faceți o lecție la școală duminicală, indiferent că dați un îndemn, indiferent că predicați, mai ales dacă predicați, să nu îndrăzniți să vă urcați vreodată la vonul unei biserici fără să faceți diagramarea unui text. Știu că înseamnă muncă, dar eu prefer să fac diagramarea unui text decât să studiez, să citesc 100 de dicționare. În special la textele epistolare. Diagramarea gramaticală se numește, sau transcrierea structurală, în raportul de coordonare și subordonare. Acum s-ar putea unul dintre noi să fie mai greu, în special care nu le-am avut cu gramatica în școală, dar în câteva lucruri logice care vă va ajuta. În momentul în care fac structura asta gramaticală, cauză-efect, condiție, antiteză, și iese diagrama textului, asta mă va ajuta foarte mult să mă detașez de elementele de umplutură, le numesc eu, de propozițiile subordonate. De fapt, diagramarea face o relație de coordonare sau de subordonare. Coordonare înseamnă propoziții pe același nivel, subordonare înseamnă propoziție de rang inferior. Niciodată o propoziție de rang inferior nu va putea să fie ideea textului. Niciodată. Și o să vă dau, un exemplu, chiar vreau să munci pe un text în sensul acesta. Mai avem structura textului din perspectivă narrativă. Da? Deci diagramarea nu o putem face decât pe texte epistolare. Da? Tot ce nu înseamnă narațiune. Nu Evanghelii, nu Faptele Apostolilor, restul din Noul Testament, tot. Putem face diagramare și în contextul Evanghelilor pe discursul narrativ. Vedeți că unele Biblii aveți cuvintele Domnului Iisus cu roșu. Da? Ne prezintă cadrul și Hristos a vorbit cu ucenicii săi în vârf de munte. Și începe Hristos să predice. Discursul ăsta narrativ putem să facem diagramare gramaticală. Dar la povestiri, în contextul Vechiului Testament, avem o diagramare narrativă. Asta e mai simplă. Avem momentele subiectului. Da? Îs 5-6 momente ale subiectului, depinde de autori. Și anume, asta vă zic doar ca să vă învăț așa un pont, un secret, nu-l zice la nimeni. Povestirea întotdeauna are niște momente ale subiectului. Dacă mai țineți minte pe la literatură, avem expozițiunea sau introducerea. Ni se zice, erau doi copii care, nu știu ce au fost, o câmpie verde și așa. Apoi avem intriga, elementul care declanșează acțiunea. Da? Vine, de exemplu, Esau. Esau era vânătoare și nu a prins nimic. Asta e expozițiunea. Și vine acasă și e foame. Urmează ceva. Tot ce se declanșează de acolo pornește de la foamea lui Esau. Și îl întâlnește pe Iacov și zice, dăm ceva să mănânc că mor. Da? Ăsta e momentul care declanșează tot. Dacă Esau prindea ceva, nu era mai foame, nu mai avea nevoie de Iacov, nu-și mai vindea pe până întâi născut. Bun. După aia e desfășurarea acțiunii. Da? Partea mare, grasă din povestire, desfășurarea acțiunii. Ce-o făcut? Ăsta face mâncare, ăsta mere, așa, pac, 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 și se întâmplă de acolo. Bun. După aceea avem punctul culminant, elementul de tensiune maximă. Da? Când se sparge parcă bula, elementul în care, în momentul în care citești o povestire, elementul de intensitate maximă. După care avem, la final, încheierea. Ei, ce vreau să vă spun acum? Hai să luăm un exemplu. Furtuna pe mare, că tot vă povesteam atunci prin predica narrativă. Avem furtuna pe mare.
zice, ucenicii erau toți împreună. Da? Cine se spune după? Hristos i-a silit să treacă de partea cealaltă, să fie singur. Da? Îs două povestiri. Una când merg singur, altă oară când el doarme. Bun. Merg, eu silit să meargă, ei merg. Da? Deci, siliria e elementul care desfășoară acțiunea. Dacă Hristos nu-i silia să meargă și să te ia împreună, nu era barcă, nu era nimic. Bun. Registrați intriga. S-i-a silit. Desfășurarea acțiunii. Vânturi, bat, ăștia încearcă să se baricadeze, să oprească. Nu fac, nu pot. Când gata să umple apa barca, ăștia urlă. Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Da? Și ce se întâmplă? Hristos nu se trezește, ăsta mor și mor toți împreună. Nu. Și punctul culminant, ăsta e momentul. Hristos se ridică, zice, mare taci, furtună, oprește-te. Și în încheiere zic ăștia, cine este acesta de-l cunoaște și vânturile și marea? Ei, întotdeauna, dar întotdeauna, într-un text de povestire, într-un text narrativ, ideea centrală o veți găsi fie în intrigă, fie în punctul culminant. Fie în coroborarea, în legătura dintre cele două. Dacă știi într-o povestire să pui, să știi exact, bă, astea-s versetele din punctul culminant, astea-s versetele din intrigă, luându-le astea împreună, vă va da ideea textului. Știți care e ideea textului de acolo? Suferința îngăduită de Hristos ni-l descoperă pe Hristos. Da? Asta e ideea. De ce? Zice cuvântul Domnului așa, silit, i-a silit, Dumnezeu îngăduie, oarecum parcă creează contextul suferinței și în punctul culminant, cine este acesta de-l cunoaște și Vântului și Maria? Este de fapt Domnul care a creat totul, este Fiul lui Dumnezeu. Ei, coroborând cele două, voi înțelege, da, te mai suferința, îi silește să meargă că urmează furtuna și întotdeauna în încercare, întotdeauna în suferință, Dumnezeu ni se descoperă mai mult. Același tip ar puteți face în toate narațiunile. Acum trecem la text epistolar și vreau să deschideți la Efeseni capitolul 1. Vă dau un text nu foarte greu, nici foarte ușor. Rămân și la ceas. Hai că cred că am un exemplu aici și după aia să trecem. Ca să vă fie un pic mai ușor. Da. Avem Tit 2 de la 11 la 14. Nu trebuie să deschideți, rămâneți voi la Efeseni în capitolul 1. Vă arăt doar un pic aici ca să vedeți despre ce e vorba și apoi mergem mai departe. Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat cineva să rupem cu băgătatea și mai departe. Bun. Harul lui Dumnezeu, propoziție de rang 1, e cea mai la margine, vedeți? Și acum punem întrebarea, care har care aduce mântuire pentru toți oamenii? Da? Și care har, sau ce face harul lui Dumnezeu? Harul a fost arătat. Ce mai face harul lui Dumnezeu? Harul ne învață. Ce ne învață? Să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Și ce ne mai învață harul lui Dumnezeu? Să trăim în veacul de acum cu cumpătate, dreptate și evlavie. Da? Ce ne mai învață? Să așteptăm fericita noastră nădejde și arătarea slavii marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor. Na, na, na. Sau, așteptând, ar putea să refer la verbul să trăim. Dar discutăm despre. Asta e o chestiune un pic de interpretare și de felul în care jonglăm. Acum vreau să vă zic așa. Niciodată, dar niciodată, tema textului, ideea centrală, nu va putea fi undeva pe aici. Avem propoziție de rang 1, avem propoziție de rang 2, avem propoziție de rang 3. Da? Dacă eu am făcut asta, punând doar niște întrebări. Care har? Ce face harul? Când face? Ce ne învață? Câteva mici întrebări. Pot să-mi separ textul așa. Întotdeauna tema textului, ideea centrală a textului, o vei găsi în propoziția de rang 1. Întotdeauna punctele, cum le numim noi, diviziunile principale a textului, le vei găsi în propozițiile de rang 2.
Și întotdeauna subdiviziunile, da? Explicațiile la diviziuni le vei găsi în propozițiile rang 3. Acum, predică fratele Nicu Roșu înaintea mea. Și mi-a tema textului și predică despre Harul lui Dumnezeu. Și eu sunt păstorul care conduc programul și mai rămân 20 de minute. Și eu trebuie să predic. Ce fac? Că să-mi iau predica. N-are cum fratele Nicu Roș să-mi predice tot de aici. Impsum posibil. Și atunci, s-ar putea poate o diviziune să-mi o trateze pe subdiviziune. Dar nu poate toate diviziunile să-mi le trateze pe subdiviziune. Și atunci eu ce voi face? Voi lua o subtemă din propoziția de rang 2. O ridic la nivel de propoziție centrală și mă duc pe zona asta și o dezvolt. Și e o predicare complementară. Dar în mod normal, ca voi să vă învățați, întotdeauna alegeți propoziția de rang 1. Aia e tema centrală a textului. Și mergeți pe propoziția de rang 2. Dacă aveți timp, una dintre ele dezvoltați. Dacă nu, o să-i aruncați în gunoi. Da? Asta e zona noastră de formare. Da? Mergem mai departe. El s-a dat pe sine însuși pentru noi. De ce s-a dat? Ca să ne răscumpere din orice fără de lege. Și de ce s-a mai dat? Ca să-și curățească un norod. Ce fel de norod? Vedeți, punctul l-am pus sub cuvântul care îl determină. Ce fel de norod? Un norod care să fie al lui. Și ce fel de norod? Un norod plin de râvnă pentru fapte bune. Ăsta e textul nostru, l-am terminat. Făcând diagramarea textului, eu deja știu care e propoziția rang 1, care e tema centrală a textului, știu că are propozițiile de rang 2, acum cu o mică interpretare, cu o mică ajustare, eu deja pot să fac structura textului. Bun. Hai să mergem la, să facem un exercițiu. Efeseni, capitolul 1, ziceam. Pare capul și nu știu de ce. Ați deschis tot la Efeseni? Da. Să știți că, ca nivel de dificultate, acest text îi în 10% din textele Noului Testament cele mai dificile. Deci să nu vă speriați. Dar vi-l dau ăsta tocmai ca să, dacă știm pe ăsta, putem să ne descurcăm și în celelalte. Bun. Merge. Fiți atenți. Avem textul la prima vedere, uităm de comentarii, uităm de traducere, uităm de tot. Suntem la Efeseni. Citiți-l, vă rog, și vedeți, în primul rând, textul unde îl împărțim. Că nu cred că putem predica din tot capitolul, e mult prea mare. Citiți-l pentru dumneavoastră, încet, 2 minute, și spuneți-mi, în primul rând, să facem împărțirea textului, să vedem unde credeți că se termină textul.
în slide-urile astea, o să facem o pauză. Bun. Reușirăți, cum zici Oltean. Vestezi versetul 3 la versetul 5. Versetul 3 la? 15. Cum să zic? Până la 15 sau inclusiv 15? Că 15 se termină cu virgulă. Până la... Când începe să vorbească despre... Da, deci până la 14. Până la 14. Când zici până la 14, e și inclusiv 14. Ah, okay. Ok. Bun. De ce de la 3 și nu de la 1? Pentru că el povestește și cumva... Bun. Aduce un salut. Deci avem așa, 1 până la 3 avem salutul. Partea introductivă, da? De la 3 la 14 zici tu. Unii împart așa și după aia de la 15 la 23. Da? Unii împart așa. E adevărat. Poți să iei și așa, fără nicio problemă. Dar acum mă crezi pe cuvânt, după aia să înțelegi de ce spun asta. Deci, în mod normal, asta e împărțirea clasică. Exact pe care ai identificat-o sau ați identificat-o voi. Doar că mai există o împărțire pe care eu m-aș duce pe varianta asta. Da, zice, de aceea și eu. E spectrul meu personal ca apostol, zice Pavel, dar de la 3 la 12, dacă vă uitați, sunt toate acțiunile lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu. Da? De la 13, zice așa, și voi. Da? Uite ce a făcut Dumnezeu și voi. După ce a făcut Dumnezeu, uite ce trebuie să faceți. Și vreau să zic că voi trebuie să faceți, pentru că de aceea și eu. Deci Dumnezeu, voi, eu. De aceea eu m-aș oprăi de la 3 la 12. Dacă vorbesc doar de spectrul Dumnezeu. Sau, dacă iau și 14, oarecum îi reacția omului la ce a făcut Dumnezeu. Da? După tot ce a făcut Dumnezeu, uite cum răspundem noi la acțiunile lui Dumnezeu. Dar pedagogic eu v-am zice, luați de la 3 la 12. Deci noi vom lua diagramarea textului de la 3 la 12, dar 1 și 2 nu ne interesează, doar salutul introductiv. Nu avem elemente de teologie aici neapărat care să ne ajute. Vreți să ziceți ceva sau n-ați înțeles ceva? Nu? Ok. Nu vă place cum scriu, știu. Ok. Scriu și mic și frumos. Bă, dar asta e marker? Este permanent, mă. Și nu l-am pus aici. Știu ca să... Știu să scap de el. Cum? Hai! Hai scapă-ne! Dacă puneți cu ăla care nu-i permanent, da. Mă zderiți de pe el. Da? Da. Pe asta ziceți, frate, mă lăsați să păcătesc aici. Mă lăsați să ard și voi nu... Fii atent, mă. Ăla-i tot doar permanent. Nu știa de ce scrie așa bine. Eu știam varianta că arunca în tablă și pe masă, era mai simplu. No. Eu termin, cred că și ăsta. Bun. Hai să începem de la 3 până fac eu asta. Și spuneți-mi, luați o foaie de hârtie cumva și să încercăm să facem diagramarea împreună. Deci diagramarea totdeauna e structură, luăm exact cum ne spune gramatica, dar uneori o să avem nevoie și de mici interpretări și veți vedea la ce mă refer.
Am ajuns să și... Auzi, Slav, scrie doar... De ce ai scris așa pe litere? Cum? Nu lumenez. Nu aveți spirit acum, că te fac un șervețel umed. În mașină numai. Și acum ce o să ziceți? Fratele Flavic ne-a modărit. Când o să veniți la anul, știți că e dumneavoastră să-l spune. Da. Împotrivire. Da. Aia era binecuvântarea când vreau să chiulez de la școală. Da. Luai o bucățică de cretă, o țineai sub limbă. În 5 minute ajungeai la 39. Da. Du-te acasă. Du-te acasă, ai COVID. A scăpat de vremurile alea. Deci când era o problemă... Frate, pop, hai la tablă. Pa, vrei să ștergem tabla prima dată, pa, luăm o cretă, știi cât ține. Deci, dar mai dacă pui sub limbă, ce, 5 minute, 1 minut jumate de la ajuns la 39 febră. Doamna, nu mai pot, știi, mă simt rău, am febră. Hai, nu mai poți, că nu știi, dai încoace. Doamne, tine-ți mâna pe mine. Păi, dar tu chiar ai febră, tu arzi, bă, copile. Hai, repede, bagajul, du-te acasă. Merita. Te ținea 6 ore de febră după, dar merita. Tema Bun. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Da? Prima propoziție. Vă pune de la început. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Da? Care Dumnezeu? Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos facem o cruce. Bun. Și care Dumnezeu? Care ne-a binecuvântat? Da? Cum ne-a binecuvântat? Cu tot felul de binecuvântări. Da? Ce fel de binecuvântări ai să punem duhovnicești? Acum să vă văd. Prima întrebare. Ne-a binecuvântat în locurile cerești sau binecuvântările îs în locurile cerești? Deci zice, ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești. Deci îs binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos? Sau ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești, ne-a binecuvântat în locurile cerești, ne-a binecuvântat în Hristos? Ați înțeles ideea? Adică aici pun în locurile cerești și în Hristos binecuvântările duhovnicești în locurile cerești din Hristos sau aici pun în locurile cerești, ne-a binecuvântat în locurile cerești și în Hristos. Ați înțeles sau nu ați înțeles ce am zis? Bun. Unde? Răspunde cu o întrebare, nu? Care? Binecuvântările duhovnicești pot fi și... Binecuvântările cerești. Pot fi doar în... În locurile cerești și atunci ai putea să iei în seamă, nu? Da. Ziceți. Deci, cu binecuvântări care îs duhovnicești, binecuvântări care îs în locurile cerești, binecuvântări care îs în Hristos,
Sau ne-a binecuvântat în locurile cerești și ne-a binecuvântat în Hristos. Hai, păreri, certați-vă, bateți-vă. Eu nu cred neapărat că se face neapărat o diferență. Cam tot acolo, băi. Dar eu aș pleda pentru prima variantă, pentru aici. Felul în care Pavel vorbește întotdeauna, acum cunoscându-l pe Pavel și limbajul lui, Dumnezeu ne binecuvântă în Hristos. În Hristos sunt toate binecuvântările. Nu Dumnezeu ne dă binecuvântări care sunt în Hristos. Adică e ca și cum, știi, mergi la Nicu, care o mașină, da? Sau mă duc în mașina care e al lui Nicu, da? Eu cred că întotdeauna în Hristos sunt binecuvântările astea și ne-a binecuvântat, ascultați-mă, felul în care merg lucrurile, binecuvântările duhovnicești, dar pot să fie și pe pământ. Dar în cazul ăsta, binecuvântările astea sunt locurile cerești. Dumnezeu când a binecuvântat, a binecuvântat în locurile cerești. Nu că vom primi binecuvântarea că suntem în locul cerești, ci din locul ceresc în care era Dumnezeu, El ne-a binecuvântat. Și o veți vedea de ce. Deci eu m-aș duce aici, pe varianta asta. Bun. Acum, mai departe. Și acum, în El Dumnezeu ne-a ales. Acum vreau să văd. Ziceți. Cum subordonăm? Subordonăm? Nu subordonăm? Iar venim de la zero. Nu, continuăm. Cum? Leagă de ceva dacă continuăm. De binecuvântare, care ne-a binecuvântat. Nu, ne-a binecuvântat. Continuă legătura binecuvântările cerești în Hristos, adică binecuvântările în Hristos, și începe și ne spune. În Hristos suntem aleși de Dumnezeu. Deci, corect. Ascultați-mă. Eu vă zic așa. După seminarul ăsta, ne așteaptă tot felul de mâncăruri jos. Da? Îs pregătite, îs extraordinar. Îs duhovnicești. Îs mâncări excepționale, de Masterchef făcute. Dar eu nu vine zic care sunt. Secret. Logica lui Pavel e așa. Dumnezeu ne-a binecuvântat în Hristos cu tot felul de binecuvântări și binecuvântările astea sunt duhovnicești. Și hai să vi le spun acum care îs. În primul rând, prima binecuvântare. Da, binecuvântările astea ne-a binecuvântat în Hristos și în acest Hristos în care ne-a binecuvântat cum? Ne-a binecuvântat făcându-ne asta, făcându-ne asta, făcându-ne asta. Deci asta e logica. De aceea, dacă eu aș vorbi, binecuvântat să fie Dumnezeu, așa începe. Aici e o cursă, eu am lăsat-o așa ca să mă înțelegeți. Îi ce face Dumnezeu pentru noi? Binecuvântat să fie Dumnezeu, ce facem noi pentru Dumnezeu? Da? Pavel ce zice? Binecuvântați-L pe Dumnezeu pentru ce a făcut El pentru noi. Și tot textul ne spune ce a făcut Dumnezeu pentru noi. În consecință, prima acțiune, îi Dumnezeu care ne-a binecuvântat. Deci noi îl binecuvântăm pentru că El ne-a binecuvântat. Asta e propoziția principală. Asta e elementul central. Noi nu-L binecuvântăm că așa simțim noi. Ci noi îl binecuvântăm ca răspuns la faptul că El ne-a binecuvântat. Acum, ca timp vorbind, primul lucru care îl face Dumnezeu ne-a binecuvântat. De aceea noi îl binecuvântăm. Și acum hai să vedem cum ne-a binecuvântat. Deci, de aici... Hai să ne oprim mai... Să avem spațiu. Da? Ne-a binecuvântat. Cum? Primul lucru. Care e? Unu. Ne-a ales. Sau Dumnezeu ne-a ales. Da? Dumnezeu ne-a ales. Cum ne-a ales? În El. În Hristos. Da? E cum? Întrebarea cum aici? Când? Înainte de întemeierea lumii, nu? De ce ne-a ales? De ce? Ca să fim
sfinți, un sfinți și fără prihan înaintea Lui. Ca să fim sfinți, da? De ce iarăși? Ca să poți să pui de la tine, chiar cum mai apare, ca să fim fără prihană. Vezi, astea două propoziții de același ordin, pentru că zice ca să fim sfinți și. Da? E o propoziție de coordonare. Și e o propoziție de coordonare. Mâncă mere și pere. Înseamnă că e pe aceeași loc, da? Bun. De ce? Ca să fim sfinți și. De ce? Se subînțelege ca să fim fără prihană. Textul zice ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Bineînțeles. Bun. Acum, după ce în dragostea Lui, unde o punem? După ce în dragostea Lui ne-a rânduit? Sau după ce ne-a rânduit? Unde la început? Pentru că zice după ce. Înseamnă că e o acțiune, o legăm de alegere sau la ca să fim sfinți? Deci, logica așa, Dumnezeu ne-a ales în El, înainte de temerea Lumii, ca să fim sfinți, ca să fim fără prihană, iarăși apare cu când. De ce ne-a ales? Nu, când. Când ne-a ales? Că-i după ce. Da? Mănânc după ce termin studiu biblic. Da? Când mănânc după ce termin studiu biblic. Și aici e o chestiune teologică foarte, foarte, foarte importantă. Când ne-a ales? După ce ne-a rânduit. Ne-a rânduit, da? Cum ne-a rânduit? În dragostea Lui. Hai să ne-a ales să-L subliniem. Ne-a rânduit să subliniem. În dragostea Lui. Bun. Ne-a rânduit mai dinainte. Da? Când ne-a rânduit? Mai dinainte. Bun. Să fim înfiați prin Iisus Hristos. De ce ne-a rânduit? Să fim înfiați. Cum? Să fim înfiați. Nu mai spunem ca să câștigăm, să fim înfiați. Prin cine înfiați? Prin Iisus Hristos. Bun. După buna plăcere a voii sale. Iarăși, cum ne-a rânduit? După buna plăcere a voii sale. Da? De ce ne-a rânduit? Deci de ce, în primul rând, să fim înfiați prin Iisus Hristos și de ce? Sau cu ce scop? Ce zice? Spre lauda slavei. Da. Spre lauda slavei harului său. Da? Har pe care l-a dat între iubitul Lui. Da, nu mai continuăm. Bun. Și acum vine versetul 7. Asta e versetul 4 aici. De la 4 ajungem până la versetul 6. Bun. Și acum vine versetul 7. Ăsta e. Ziceți, iară, în El avem răscumpărarea. De ce o legați? În cine? Bun, unde ducem ăsta în El? O legăm de undeva de aici? De ce am putea o lega? Nu, mai degrabă de la început. Corect. Din nou de la început. Deci, El ne-a binecuvântat. Bă, cum nu binecuvântat? Ne-a ales. Versetul 7, după aia 2, ne-a... Putem pune ca să fie simetric. Avem răscumpărarea sau ne-a răscumpărat de acel lucru? Ne-a răscumpărat. Da? Cum ne-a răscumpărat, iarăși, în El,
Nu, că în El avem răscumpărarea, cum ne-a mai răscumpărat iară? Prin sângele? Și lista poate continua, nu mai continuăm acum. Veți vedea iară simetrie aici. Și ascultați, apare versetul 11. Iarăși, în El am fost făcuți și moștenitori. Deci ăsta e versetul 7. Până la 10 va merge. Bun. Și apare versetul 11. Da? I3-ul. Puteți spune aceeași. Ne-a făcut moștenitori. Ne-a făcut moștenitori. Unde-i? Unde-i? Așa. Moștenitori, da? Când ne-a făcut moștenitori? Sau de ce ne-a făcut moștenitori? Iarăși. Fiind rânduiți, duiți, mai dinainte și merg lucrurile mai departe. Da? Puncte, puncte, ca să nu pierdem mult timp. Asta le puteți continua dumneavoastră acasă. Nu ascultați-vă. Și așa merg lucrurile până la versetul 12. Începe de la 11 și ajungem la 12. Ok. Avem pur și simplu o propoziție de început, da? Alte două versete, trei versete, patrule, cinciu și șasele, într-o structură de tipul acesta. Apoi 7, 8, 9, 10, într-o structură de tipul acesta. Și apoi am 12 și 11 mai mică, două versete într-o structură de tipul acesta. Și acum, hai să ne uităm din nou la logica lui Pavel. Pavel zice așa. Binecuvântați-L pe Dumnezeu pentru că El ne-a binecuvântat. Binecuvântările astea sunt în Hristos, sunt în locurile cerești și să nu vă gândiți la BMW-uri, la salarii, la sănătate, vă gândiți-vă la binecuvântările duhovnicești. Și hai să vă spun care sunt aceste binecuvântări. 1. El ne-a ales. 2. El ne-a răscumpărat. 3. El ne-a făcut moștenitori. Astea sunt binecuvântările duhovnicești. În momentul în care tu ai făcut structura, eu deja am ori asta, propoziția principală, asta e propoziția de rang 1, da? Ori coroborată asta, legată asta de acțiunea pe care noi trebuie să o facem și am deja diviziunile. Și atunci, o să fie o lecție catehetică cu titlul Binecuvântările duhovnicești ale lui Hristos sau Binecuvântările duhovnicești a creștinului. Îi alegerea lui Dumnezeu, răscumpărarea și moștenirea care Dumnezeu ne dă în Hristos. Sau o predică expozitivă, la predica expozitivă întotdeauna trebuie să am o propoziție, da? O idee, trebuie să existe neapărat un verb. Da? Datoria credinciosului față de binecuvântările lui Dumnezeu îi închinare înaintea Dumnezeu sau binecuvântarea Dumnezeu. Sau credinciosul trebuie să binecuvinteze pe Dumnezeu pentru binecuvântările care le-a găsit în Hristos. Întrebare analitică. Care sunt aceste binecuvântări? 1. Ne-a ales. 2. Ne-a răscumpărat. 3. Ne-a făcut și moștenitori. Da? Aici ține de arta noastră. Felul în care cosmetizăm, felul în care noi punem ideea omiletică, titlul. Dar structura noi deja o avem fără niciun comentariu. Bun. Dacă am timp, am de predicat un ceas. Eu fiecare diviziune, fiecare punct al predicii, am cu ce să-l dezvolt. Și atunci predica mea avea fi ceva de genul titlu, da? Am diviziunea 1, am diviziunea 2, am diviziunea 3. Bun. Văd cât timp am și poate diviziunea 1 o dezvolt pe subdiviziuni. A, B, C. Sau D, nu neapărat 3, 3, 3. Și am de unde. Ne-a ales. Haideți, fraților, să vedem care e scopul alegerii lui Dumnezeu. De ce Dumnezeu ne-a ales? În primul rând, Dumnezeu ne-a ales ca să fim sfinți. Apoi Dumnezeu ne-a ales ca să, nu mai știu ce facem, uite, ca să fim fără prihană. Da? Ăsta e scopul alegerii lui Dumnezeu. Acum, hai să vedem în baza ce ne-a ales Dumnezeu. E o alegere așa aleatorie, los în plic, îmi place de nu știu care, că așa vreau eu. Nu. Și există o rânduire, un plan al lui Dumnezeu, o planificare a lui Dumnezeu, care e înainte alegerii. Da? Alegerea în zona asta, și aici e o discuție foarte interesantă
arminianism, calvinism, nu vreau să intru în detalii, dar ce-i frumos la textul ăsta e că alegerea despre care unii zic că e înainte de întemeierea lumii, în concepția lui Pavel e rânduire. E o planificare. Alegerea e o alegere punctuală. Momentul în care m-am născut, Dumnezeu m-a ales. Dar alegerea asta e pe baza unui plan în prealabil stabilit de Dumnezeu înainte de întemeierea lumii. Și veți vedea simetrie, uitați-vă. Ne-a ales pentru că ne-a rânduit, ne-a făcut moștenitori pentru că ne-a rânduit. Ne-a răscumpărat, o să vedeți aici, pentru că ne-a rânduit. Deci există o simetrie puternică. Alegerea lui Dumnezeu ține de rânduirea lui, răscumpărarea, Dumnezeu a răscumpărat pe cei pe care i-a rânduit, Dumnezeu a făcut moștenitori pe cei care i-a rânduit. Bun. Eu, dacă am timp, pot să le dezvolt ăsta așa, sau ăsta A, să zic și B. Și ăsta să zic A, B, C, D. Da? Depinde de timpul care l-am la dispoziție. Dar încă o dată, făcând diagrama textului, pe mine mă ajută enorm, enorm de mult să găsesc structura. Vedeți? Predica expozitivă nu e așa că îmi place mie primul verset, al cincilea, așa, al șaptelea, că așa îmi place mie, mă încălzește inima. Nu, asta nu-i școală, asta nu-i tehnică, asta e așa, amatorism, burtologie. Ei, când eu iau textul și a găsit structura textului, am găsit ideea omiletică. Structura spune ce predic, nu ce vreau eu. Da? Asta înseamnă sacralitatea textului. Asta înseamnă să nu strici textul lui Dumnezeu. Asta înseamnă să înțelegi autorul. Pavel zice multe. Dar dacă mie îmi zice aici, după buna plăcere a voii sale, sau spre lauda slavei lui, și i-am auzit predică din textul ăsta, credincioși făcuți pentru lauda slavei lui Hristos. Asta a fost titlul predicii lui. De unde până unde o arunca la gunoi toate, avem propoziții de rang 1, de rang 2, de rang 3 și el a ajuns, frate, la propoziția de rang 4. Asta e pur și simplu o anexă, o chestie, tot cuvântul Dumnezeu e semnificativ, dar în comparație cu celelalte, în gândirea lui Pavel, asta e undeva la coadă. Ei, eu plăcut lui slava Harului Dumnezeu, sună tare interesant. Eu vă vorbesc despre credincioși făcuți pentru slava Harului Dumnezeu. Adică cu ce putere tu arunci la gunoi toate celelalte și ajungi aici? De exemplu, dacă avea un text diferit. Da. Avea un text diferit din altă epistolă sau din aceeași epistolă centrală, care avea ca temă ăsta, și el doar folosea versetul ca o referință. Foarte ok, nu e o problemă. Noi o să discutăm imediat despre din exemplu. Eu n-am bucat asta. El ne-a ales și eu pot să extrag doar A-ul din textul meu. B-ul și C-ul, dar doar la nivel de subdiviziuni. Eu mă pot duce în alte texte. Dar niciodată aici. Deci eu nu pot să iau diviziunea 1 din textul ăsta, diviziunea 2 din alt text, diviziunea 3 din alt text. Pentru că aici deja e predică tematică. Dacă am diviziunile din text și vreau să explic conceptul alegerii, că e unul foarte dens, ce înseamnă că ne-a ales Dumnezeu? Da? Și textul nu furnizează ce înseamnă. Iau prima diviziune din textul ăsta și celelalte le pot lua din alt text. Fără nicio problemă. Dar ajungem la chestiunea asta. Ce ziceți? Vă dau o temă pe luni? Un text micuț? Faceți o diagramare? Eu sunt liniștit. Dacă văd că ați priceput diagrama, atunci am fost să mor liniștit. Știi? Nu chiar. Unu Petru. Hai că nu-i lumii. Tot cu binecuvântat să fie Dumnezeu, că e un pic aceeași structură. E de la versetul 1 la versetul 9. De unde? La versetul 3 la versetul 9. Deci nu aveți mult. 7 versete. Capitolul 1, de la 3 la 9. V-am zis și împărțirea și tot ce trebuie. E chestie de o jumătate de oră, vă găsiți voi timp, pasul, mâine. Mâine e voi să munciți, la des e voi să munciți și dimineața. Deci, la des e voi, da? Că răsplătește și cu binecuvântări aici și dincolo.
acolo, știi? Nu, e un loc de cerești. Deci, frații mei, e o splendoare. În momentul în care vedeți că vă iese, e o satisfacție intelectuală, dincolo de zona spirituală, că nu faci matematică, nu faci filozofie, ci cuvântul lui Dumnezeu. În momentul în care găsești și satisfacția asta intelectuală și spirituală în zona cuvântului Dumnezeu, nu știu, îți vine să iei foc, să faci ce trebuie. E un har deosebit. Haide, mă, punește-te. Bun. Cum șterge careva tabla, vă rog. Eu acum văd că eu abia văd de aici, dar voi de acolo cred că ați văzut niște de chirii, ce voi după n-ați auzit. Le-am auzit, da. Dar nu e creta să plimbă. Acum nu mă, în spitalul lui. Hai, facem o pauză de 10 minute, mai ne-am